Ni se adaugă unul dintre cei mai mari specialiști din lume, este în top 10 specialiști în medicină hiperbară, are experiență de 20 de ani, este medic în Marea Britanie, are 3 specializări în medicină, medicină hiperbară, medicina de urgență și medicina de familie, având colaborări extrem de importante la publicațiile cele mai prestigioase de profil din lume, doamna doctor Mihaela Cristina Ignatescu. Sărbună, doamnă! Bună seara! Doamna doctor, vreau să vă spun de la început un lucru ce astăzi a fost aflat de întreaga opinie publică și care a șocat, și anume faptul că doctorul care i-a administrat, pe care o să-l auzim în scurtă vreme, care a administrat această terapie, este, conform CV-ului domniei sale, medic-psihiatru. Este medic-psihiatru. A primit, înțelegem, de la Ministerul Sănătății, că o să vă dăm și răspunsul domniei sale, noi am vrut să-i cerem și punctul de vedere al domniei sale, să ne spună cum adică medic-psihiatru și faci terapie de felul acesta, care, iată, cu niște consecințe dramatice. O să vedeți și răspunsul domniei sale. Vreau să-l ascultăm pe medicul care, în momentul de față, cred că este, în mod evident, suspect pentru ceea ce s-a întâmplat. În scurtă vreme vom auzi punctul său de vedere. Dar înainte de toate vreau să vă întreb, doamna doctor, în Marea Britanie se întâmplă ca un medic-psihiatru să primească o fițuică de la Ministerul Sănătății care să-i permită să facă terapie în camera hiperbară? Nu, absolut nu. Absolut nu. Redacția noastră l-a întrebat pe acest domn doctor cum explică această situație. Vă rog să priviți răspunsul domniei sale. Prostii, există diploma de competență a Ministerului Sănătății. Dacă dați search pe Google, aflați ce și cum și zâmbește. Bagă un emoticon, un smiley face. Domnul doctor, în seara asta nu râde nimeni. Chiar nimeni nu râde. Iar faptul că dumneavoastră nu spuneți, nu sunt medic-psihiatru. Pentru că e foarte simplu, poți intra pe CV-ul domnului doctor și vezi că este medic-psihiatru. Iar răspunsul domniei sale este că are o diplomă de competență. Domnul doctor, cine i-a dat? Întrebarea este sigur cine i-a dat-o. Dar vreau să vă întreb direct și clar. Cu această competență pe care noi toți o respectăm și de aceea apelăm în această seară la domnia voastră, terapia în camera hiperbară este recomandată pacienților pentru recuperarea post-COVID? Nu există absolut nicio linie ghid de la comunitatea europeană sau din America sau de oriunde care folosește medicina hiperbară pentru pacienții post-COVID. Asta mi se pare că este șocant. Deci dumneavoastră ne spuneți că nu există nicio recomandare din partea niciunui for competent care să vină și să spună pentru pacienții post-COVID faceți recuperare în camera hiperbară. Nu există așa ceva. Nu există absolut așa ceva. Dacă la dumneavoastră vine un pacient care a avut COVID și spune, doamna doctor, știți că sunteți unul dintre cei mai buni specialiști din top 10 mondial. Vreau și eu să-mi recuperez plămânii, suflul de dinainte și așa mai departe. Vreau și eu în camera hiperbară. Ce ați spune, doamna doctor? I-aș spune că camera hiperbară nu se folosește pentru recuperarea pulmonară, pentru că, așa cum știm toți, oxigenul face rău plămânilor. Nu există nicio indicație de boală patologie, de patologie pulmonară care se tratează cu cantități ridicate de oxigen. Doamna doctor, mi se pare șocant și probabil pentru toți oamenii din România, aceasta ar trebui să fie învățătura și informația serii. Nu există așa ceva. Sunt oameni care se înghesuie, sunt clinici private, o repet încă o dată, sunt spitale private foarte bune în România, clinici private foarte bune, vreau să simtă nimeni lezat, dar felul acesta de clinici care apar ca ciuperce de pe ploaie, pe nu știu unde, cu psihiatrii care fac terapii de felul acesta, stă mintea în loc. Și vreau să vă întreb direct, doamna doctor, dumneavoastră spuneți, nu se recomandă, eu nu aș face așa ceva. Dacă pentru un pacient care a trecut prin COVID, care a avut plămânii afectați, care ar trebui să se recupereze, așa cum explicau specialiștii noștri aseară, lent, pas cu pas, pentru că acesta este cursul pentru plămâni. Dacă un astfel de pacient este băgat în camera hiperbară și se administrează în mod greșit, oricum e greșit această terapie, dar mai ales că o face un psihiatru, consecințele pot să ducă la moartea acelui pacient?
Teoretic, da, dar este greu de spus pentru că ei nu știu exact ce s-a întâmplat. Dar deci, spuneți cu toate astea, teoretic, da. Teoretic se poate întâmpla, dar depinde de cum este aplicat tratamentul, de... Adică problema cu oxigenul hiperbar este cantitatea crescută de oxigen care poate deveni toxică. Toată lumea, toți anesteziștii, toți intensiviștii știu că oxigenul poate fi toxic. Și a doua problemă este presiunea care poate să aibă, să dăuneze plămânilor, par o traumă și alt... Deci este, avem două chestii diferite. Avem oxigenul pe de o parte și avem presiunea pe de altă parte, care au cauze, care pot cauza leziuni pulmonare, care pot cauza probleme, care pot duce teoretic și la moartea unui pacient. Teoretic. Deci teoretic pot duce și la moartea unui pacient. Aceasta este camera hiperbară. Este o... facilitate care este promovată chiar de acest medic pe pagina sa de Facebook. Primesc în momentul de față informații și din Statele Unite, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, doamna doctor. Terapia cu oxigen hiperbaric nu este indicată pentru leucemii, de exemplu. Sunt mai multe trimiteri în sensul acesta. Se fac încă studii pentru COVID, dar în America HBOT nu este aprobată, deci această terapie nu este aprobată pentru COVID. Asta nu înseamnă că unii pacienți nu au fost ajutați, însă în Statele Unite și ceea ce ne spuneți dumneavoastră în Marea Britanie, această terapie cu oxigen în camera hiperbară nu este recomandată și spuneți chiar mai mult decât atât, poate să ducă la decesul cuiva. Doamna doctor, o să vreau să-l ascultăm și pe domnul doctor psihiatru care a făcut această terapie în câteva clipe, pentru că vreau să-i auzim opinia. E normal să-i auzim opinia și argumentele pe care le prezintă în favoarea sa în doar câteva clipe, dar vreau să comentez ceva cu una dintre cele mai bune prietene ale artistului, da? Doamna Adriana Bacunțean. Da, aș putea doar vă rog, o, să vă, o clipă să vă spun încă ceva. Au fost tratați pacienți cu COVID, nu post-COVID, ca reabilitare în camera hiperbară. Adică au fost tratați și în America, și în Suedia, și în Franța, dar au fost cazuri extreme. Deci important este ca beneficiul să depășească riscul. Erau pacienți foarte bolnavi care nu aveau altă șansă și care au fost tratați, dar în moment, erau pacienți care încă nu aveau plămânii lezați de la COVID. Interesant, deci, ce spune. Deci în să timp... se înțeleagă diferența. Deci în timpul bolii, nu pe recuperare. Exact. Deci în timpul bolii au fost cazuri de pacienți tratați.